Secretul bine păstrat al lui Vladimir Putin. Unde s-ar putea ascunde președintele Rusiei? Subiectul buncărelor, în special al buncărelor guvernamentale pentru oficialii de rang înalt și în cazul celor mai grave amenințări, dar în special buncărul lui Putin, este extrem de bogat și învăluit în mituri. Și asta pentru că astfel de facilități sunt de obicei, înconjurate de secretomanie, secrete de stat și cele mai fantastice zvonuri. Cu toate acestea, fragmente de informații despre instalațiile strategice subterane ale statului rus apar totuși pe internet și există mai multe versiuni privind adevăratul buncăr al liderului de la Kremlin. Fortărețe în caz de război nuclear. Astfel, acest buncăr este fie o fortăreață de ultimă instanță în caz de război nuclear, fie un întreg oraș subteran care ar putea găzdui și întreține timp de câțiva ani până la 300.000 de, de persoane. Cu toate acestea, luând în considerare mărimea unui astfel de buncăr, cât și locația sa, lucrurile par destul de îndoielnice. Dacă există un anumit complex subteran în Bașchiria, cel mai probabil acesta este destinat unui alt scop decât acela de a adăposti președintele și guvernul în cazul unei amenințări nucleare. Dar există informații despre un alt complex subteran, care este, de fapt, un centru de comandă de rezervă pentru forțele armate ruse în primul rând pentru trupele strategice. Această instalație, numită, nu se știe de ce grota de către mass media, se presupune că face parte din sistemul perimetru sau, așa cum îi spun americanii, mâna moartă. Potrivit presei, această instalație ar fi fost construită în regiunea Sverdlovsk, sub muntele Kosvinski Kamen. Este vorba, în esență, de o rețea de centre radio de analiză a datelor și de centre de comunicații. Desigur, trebuie să existe spațiu pentru personal, precum și rezerve de apă și alimente, autonomie energetică și aer condiționat, scrie Prafta. Oraș subteran chiar la Moscova. Pe de altă parte, există un alt astfel de loc bogat în mitologie, chiar în capitală. Este vorba de așa numitul oraș subteran Ramenchi 43. După cum a scris EG, este un buncăr al Ministerului Apărării, despre care circulă cele mai fantastice zvonuri. Zvonurile merg până la a spune că ar putea găzdui 17.000 de persoane și că ar putea funcționa în de zile într-un regim autonom.